Au rămas doar câteva zile până la deschiderea oficială a lucrărilor celei de-a treia ediție a Congresului Național de Neuroștiințe Moderne din România, organizată de către Spitalul de Neurochirurgie. Provocări și controverse în vremuri de pandemie este tema principală a neuroștiințelor de anul acesta, eveniment ce se va desfășura la Iași în format hibrid în perioada 12-16 octombrie. Peste 350 de specialiști din domenii precum neurochirurgie, neurologie, neurooftalmologie, neurorobotică, neuroradiologie, recuperare medicală, medicină de urgență, vor participa la lucrările Congresului. Peste 100 de speakeri vor aborda în cele peste 100 de prezentări științifice diverse teme de impact din domeniul neuroștiințelor. Personalități de marcă din domeniul neuroștiințelor, atât din țară cât și din străinătate, vor fi prezente la lucrările conferinței. Evenimentul reprezintă un nou pas în demersul de transformare al Spitalului Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu într-un adevărat centru de excelență în domeniul medical și încă o dovadă că că neuroștiințele și neuroexcelența sunt preocupări constante la Iași.